Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre simetria unui punct față de un punct. Zian și Alfa au construit împreună o căsuță din turtă dulce, fiecare lucrând jumătate din aceasta. Ei au utilizat simetria. Mai au de așezat câte un element de decor. Zian fixează decorul în punctul A, în timp ce Alfa îl fixează în punctul B. Spunem că punctele A și B sunt simetrice față de punctul M. În acest caz, punctul B este simetricul punctului A față de punctul M. Astfel, M este mijlocul segmentului AB, deci segmentele AM și MB sunt congruente. Putem construi simetricul unui punct față de un punct cu ajutorul riglei gradate sau cu ajutorul compasului și a riglei negradate. În primul caz, unim punctul A cu punctul M și măsurăm acest segment așezând rigla astfel încât punctul A să corespundă gradației 0. Observăm că lungimea segmentului AM este de 2 cm. Prelungim cu un segment congruent MB astfel încât M devine mijlocul segmentului AB, punctele A, M și B fiind coliniare. Pentru a construi simetricul punctului A față de punctul M cu ajutorul compasului și a riglei negradate, fixăm vârful compasului în punctul A și luăm în deschiderea acestuia segmentul AM. Fixăm apoi vârful compasului în punctul M și trasăm un arc de cerc păstrând aceeași deschidere a compasului. Utilizând rigla negradată, unim punctul A. Cu punctul M și prelungim până când intersectează arcul de cerc. Obținem astfel simetricul punctului A față de punctul M și anume punctul B. Să vedem cât de bine am înțeles. Considerăm dreptunghiul ABCD. Cum construim simetricul punctului A față de punctul B? Cu lungimea segmentului AB este de 5,5 cm, vom prelungi acest segment cu un segment congruent. Obținem punctul E simetricul punctului A față de punctul B. Spunem că punctele A și E sunt simetrice față de punctul B. Să construim în continuare simetricul punctului D față de punctul B. Unim cele două puncte și măsurăm segmentul determinat de ele. Observăm că acesta are lungimea de 6 cm. Prelungim segmentul BD cu un segment congruent, astfel încât B devine mijlocul segmentului DF egal cu 6 plus 6 egal cu 12 cm. Trebuie să fim atenți în ce direcție prelungim segmentul. Să construim acum punctele A prim B prim C prim D simetricele punctelor A, B, C și respectiv D, față de un punct M, exterior dreptunghiului ABCD. Unind punctele A prim B prim C prim D obținem un nou dreptunghi asemenea cu cel inițial. Observăm că putem construi figuri simetrice față de un punct. Alte exemple de figuri simetrice față de un punct ar putea fi următoarele. Vă puteți juca în aplicația GeoGebra pentru a construi simetricul unui punct față de un punct sau simetricul unei figuri față de un punct. În această direcție veți selecta Reflectare după un punct. Observăm că, modificând distanța de la obiect la punctul B, se modifică și distanța de la simetric la punctul B. Să încercăm să rezolvăm câteva aplicații în care vom utiliza noțiunile discutate anterior. Pe o dreaptă D sunt situate punctele A, B, C și D în această ordine, astfel încât AB egal cu 6 cm, AD egal cu 20 cm și punctul D este simetricul punctului A față de punctul C. Determinați lungimea segmentului BC. Cum punctul D este simetricul punctului A față de punctul C, înseamnă că segmentele AC și CD sunt congruente. Deci, AC egal cu CD egal cu AD supra 2 egal cu 10 cm. Cum BC este egal cu AC minus AB, deducem că BC este egal cu 4 cm. În următoarea aplicație avem punctele A1, A2, A3, puncte, puncte A100, coliniare în această ordine, astfel încât A1, A2 egal cu 1 cm, A2, A3 egal cu 2 cm, A3, A4 egal cu 3 cm și așa mai departe, A99, A100 egal cu 99 cm. Amic, determinați lungimea segmentului A1, A100. Pe mic, calculați lungimea segmentului determinat de punctul A100 și simetricul punctului A1 față de punctul A100. Lungimea segmentului A1-A100 este suma lungimilor segmentelor A1-A2, A2-A3, A3-A4 și așa mai departe A99-A100 egală cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 99. Recunoaștem suma lui Gauss și obținem a1 A100 egal cu 99 ori 100 totul supra 2 egal cu 4950 cm. La subpunctul B vom construi simetricul punctului A1 față de punctul A100, prelungind segmentul A1 A100 cu segmentul congruent cu acesta A100 A101. Obținem a100A101 egal cu 4950 cm. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele probleme.